Pentru seara aceasta, pentru prima parte a serviciului de închinare, deschidem Scripturile la Evanghelia Apostolului Pavel către Filipeni, capitolul 4. O să citim de la versetul 7 la versetul 8, Filipeni 4, 7 și 8. Și apoi o să ne mutăm și în Vechiul Testament, în 2 Împărați, capitolul 4, de la 9 la 11. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. 2 Împărați, capitolul 4, 9 la 11. Ea a zis bărbatului ei: iată, știu că omul acesta care trece totdeauna pe la noi este un om sfânt al lui Dumnezeu. Să facem o mică odaie sus, cu ziduri, și să punem în ea un pat pentru el, o masă, un scaun și un sfeșnic, ca să stea acolo când va veni pe la noi. Elisei, întorcându-se la Sunem, s-a dus în odaia de sus și s-a culcat acolo. Amen. Haideți să ne așezăm. Dacă punem mâna pe un manual de istorie, știu eu, fie a unei nații, fie un manual de istorie universal, ne vom da seama imediat că istoria noastră a oamenilor aproape că se confundă cu istoria bătăliilor noastre. Puține lucruri pe lângă bătălii mai găsești în manualele de istorie, ceea ce îmi spune, și de fapt istoricii consemnează, că o foarte scurtă perioadă din timp omenirea a experimentat pacea. În rest, tot timpul a fost marcată de bătălii. Bătălii pentru putere, bătălii pentru resurse, bătălii pentru dominații, pentru teritorii. Deasupra însă tuturor acestor bătălii, acestor lupte, este o luptă mai mare decât cele care au fost și sunt menționate în manualele de istorie. Este o luptă în care ne aflăm, fie că vrem, fie că nu vrem, și nu vorbesc acum de războaiele care sunt astăzi, de război din Ucraina sau din Orientul Mijlociu, ci de un război în care suntem direct implicați fiecare dintre noi și despre care aș vrea să vorbesc în seara aceasta câteva minute, și anume bătălia pentru minte. Bătălia pentru minte. Însă aș vrea să o privim și dintr-o altă perspectivă, pentru că scufundându-ne în cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am citit, aș vrea să descoperim în aceste pasaje câteva obiceiuri sau câteva alegeri, decizii, care ne vor păstra mintea curată. Decizii pentru a ne păstra mintea curată. Am citit de curând câteva statistici îngrijorătoare pe fondul unui curs de consiliere și cei mai mulți specialiști, și la dumneavoastră în biserică sunt mulți specialiști chiar și în direcția aceasta, vorbesc despre faptul că boala secolului 21 nu mai este de ordin fizic, ci se vorbește despre boala secolului 21, despre depresie, anxietate, atacuri de panică, nesomn, tulburări de tot felul, și foarte mulți vorbesc despre bolile contemporane, cele mai frecvente, ca fiind niște boli ale minții, boli psihice și tot felul, așa cum a spus, de tulburări. Și lucrul acesta este evident încă din vechime, pentru că odată cu căderea în păcat, într-un mod irreversibil, am spune, într-un mod esențial, ceea ce a fost afectat în mod direct a fost gândirea. Dacă citim în Geneza, în capitolul 6, versetul 5, cuvântul Domnului spune așa: Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor, mintea, erau, din inima lui, erau îndreptate în fiecare zi numai înspre rău.
Iar în Noul Testament, în Efeseni, în capitolul 4, versetul 17, în aceeași direcție a pervertirii minții odată cu căderea în păcat și ceea ce este, de fapt, care este realitatea omului îndepărtat de Dumnezeu, Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, în Efeseni 4, cu 17, spune așa: iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. De ce este atât de importantă mintea? De ce se dă o bătălie atât de mare pentru minte, cu atât mai mult în zilele noastre? Într-un mod exponențial în ultimii ani există o bătălie agresivă împotriva minții noastre. Dragii mei, mintea este atât de importantă și trebuie să o înțelegem în contextul nostru, în relația noastră cu Dumnezeu și în ceea ce suntem noi ca oameni, pentru că pocăința nu înseamnă altceva decât schimbarea minții, metanoia, înnoirea minții. Asta înseamnă pocăința. În Isaia, în capitolul 55, versetul 7-9, tot cuvântul Domnului ne dă această definiție: să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit, să se lase de gândurile lui și să se întoarcă la Dumnezeu care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Realitatea pe care Isaia o prezintă este această separare, ruptură, diferență între cum gândește Dumnezeu și cum gândim noi. Oare se mai poate recupera ceva din gândirea asta pierdută? Putem să dobândim din nou o gândire după voia lui Dumnezeu, ca a lui Dumnezeu, să fim din nou compatibili cu modul în care Dumnezeu gândește? În Filipeni, în capitolul 2, în imnul cristologic, Scriptura ne spune așa: să aveți în voi gândul acesta care era de se poate. Se poate să avem, să dobândim din nou gândul care era în Hristos. Și ne este descris modul în care ni se cere să adoptăm această gândire. Iar în Romani, în capitolul 12, este și mai plastic pusă această realitate, că în ciuda faptului că prin cădere ne-am pierdut gândirea pe care Dumnezeu a lăsat-o prin creație în noi, avem șansa să recuperăm gândirea aceasta prin înnoirea minții, prin pocăință. Și iată ce spune în Romani 12:2: să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă transformați, cum? Prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Am spus că cea mai mare bătălie de astăzi împotriva noastră este împotriva minții. Și lucrul acesta este evident pentru că trăim vremuri mai dificile decât altă dată. Din ce punct de vedere? Tot timpul au fost dificultăți pe pământ, de un fel sau altul. Dar trăim astăzi o vreme în care în mod special este vânată mintea. Vă aduceți aminte, cei cu buletinul mai de mult timp, că pe vremea trecută era un slogan, dar noi nu l-am înțeles atunci. Era un slogan înrădăcinat într-o ideologie, și anume, și-au propus comuniștii să facă în România și în blocul comunist omul nou. Vă aduceți aminte de omul nou? Omul nou nu este altceva decât un om cu un tipar de gândire care să se potrivească într-o anumită lume. Au încercat să construiască o lume din care l-au scos pe Dumnezeu și acum omul trebuia să se potrivească unei lumi fără Dumnezeu, adică fără Creator. Și ca să ne potrivim într-o lume fără Dumnezeu, trebuie croită o altă mentalitate, o nouă minte. Omul nou. Am zis, au pierdut războiul. Nici vorbă. Nici vorbă. Uitați-vă ce se întâmplă în Europa de astăzi. În lumea civilizată de astăzi. În așa zisa lume fostă creștină de acum. Păi tot mai mult se vorbește de acest om nou care să încapă, să se potrivească în această lume din care Dumnezeu a fost alungat
Și acum trebuie să croiască un nou sistem de gândire. Ori omul prin creație este un căutător de Dumnezeu. Nu putem să negăm lucrul acesta. În singurătatea lui, omul va căuta divinitatea. Și asta nu se poate nega. Și atunci, ca să acopere cumva setea aceasta de căutare după Dumnezeu, au început să inventeze alte religii fără Dumnezeu. De aceea se vorbește astăzi foarte mult de religiile seculare, religii fără Dumnezeu. Și tot felul de religii, nu mă opresc acum la ele, știu eu, ecologismul, neomarxismul, tehnologismul, transumanismul, toate acestea sunt religii fără Dumnezeu, care încearcă să croiască o minte, da? Prin care omul nou să se potrivească unei lumi noi, fără Dumnezeu. Deci, cea mai mare bătălie pe care noi astăzi o avem de dus, este o bătălie pentru minte. Pentru că mintea este flămândă. Mintea se hrănește continuu, se pervertește ușor și se hrănește continuu. De aceea vreau să încep, adică nu mai încep acum, să vă pun o întrebare. Cu ce o hrănim? Cu ce o hrănim? Știu că ni s-a pus de multe ori această întrebare și ne-am săturat să tot răspundem la ea, dar vă duc din nou în acel loc simplu, banal deja, repetitiv, întrebându-vă, cu ce vă hrăniți mintea? Ce punem în ea de la primul minut de dimineață? Care este prima informație pe care o punem în mintea noastră? Și nu vă întreb întâmplător lucrul acesta, deoarece primele lucruri pe care le punem în mintea noastră vor fi lucrurile pe care mintea le vor măcina întreaga zi. Nu e așa că v-ați trezit dimineața, ați urcat în mașină și ați pornit radio. Și la radio, după știri, începe o melodie. Nu știu, o melodie după Dan Spătaru. Nici a doua zi n-am putut să-mi o scot din cap. O fluier toată ziua, nu așa? Ce auzi prima dată îți rămâne în minte și într-un mod obsesiv revine din nou și din nou și din nou și nu te mai poți scăpa de ce ai pus prima dată în minte. De aceea, Apostolul Petru spune în 2 Petru, capitolul 3, versetul 1, prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Sigur că lupta pentru minte se dă în multe feluri. Am să mă refer foarte pe scurt doar la un mod prin care lumea, ca sistem în care noi existăm, se luptă, încearcă să pervertească, să strâmbe mintea noastră. Și unul dintre zonele unde mintea noastră este cea mai vulnerabilă este lumea virtuală. Este lumea virtuală. Vă mai puteți imagina lumea fără telefon? Dragi tineri, imaginați-vă că vă treziți mâine dimineață și nu mai aveți telefon. Sau la cu disc. Da, nu mai aveți laptop, nu mai aveți tablete, nu mai aveți cont de Facebook. Noi ăștia bătrânii de Facebook, voi ăștia tineri, ce mai e acum, Be Real și Instagram și alte lucruri. Nu mai există toate astea. Vă mai puteți imagina lumea asta? Păi, toate biletele de avion le cumpărăm pe telefon, salariul ne intră direct în conturi, facem cumpărăturile cu ceasul, nu mai știm cu ce facem cumpărături, pentru că suntem într-o lume din care nu mai putem scoate tehnologia. Nu-i așa? Și sunt părți foarte bune. Eu folosesc tehnologia și teologia o folosesc din când în când. Dar tehnologia o folosesc mult. Și nu mai putem fără ea. Dar, după cum este foarte bună, este și foarte periculoasă. Pentru că în momentul în care am dat un click, noi ne-am mutat într-o altă lume. Și când am intrat într-o altă lume, acolo sunt alte personaje, alte reguli,
pentru care nu suntem pregătiți întotdeauna. Acolo suntem singuri, vulnerabili și nici măcar nu știm unde ne va duce următorul pas. Și ne trezim cu lucruri pe care nu le mai putem controla. Și mintea noastră este afectată de ceea ce găsim în universul acesta, am zice noi, aproape infinit, necontrolat de noi, pe care lumea virtuală, cu tot ce oferă ea, aduce unde? În mintea noastră. Mai mult, am început să punem aceste obiecte mici, bune și periculoase în același timp, în mâna unor ființe încă insuficient de pregătite și de mature, a unor copii vulnerabili care nu pot să stăpânească și să se stăpânească. Și în momentul în care un copil imatur, și pentru cei maturi este periculos, dar pentru un copil care nu știe să se protejeze de ceea ce aduce lumea virtuală. Și spun specialiștii că o imagine, un video care a ajuns în mintea copilului, murdarți, desigur, care a ajuns în mintea copilului, îi afectează imaginația și gândirea pentru totdeauna. Își pierde într-o clipă inocența, puritatea, curăția minții. Pentru că mintea se poate perverti foarte ușor. Și v-am dat doar un exemplu cât de ușor sau cât de vulnerabil suntem pe terenul acesta de luptă în lumea virtuală împotriva minții noastre. Și atunci întrebarea se pune, și aș vrea să dau încă câteva răspunsuri acum. Dacă este atât de ușor de pervertit mintea, dacă este un atac atât de concertat împotriva minții noastre și mințile au fost și continuă să fie atacate și pervertite, cum să ne protejăm mințile într-o asemenea lume atât de periculoasă? Ce avem de făcut ca să ne păstrăm mintea curată? Pentru aceasta aș trece la pasajul din Împărați pe care l-am citit, Doi Împărați pe care l-am citit. Și episodul acesta ne prezintă un dialog foarte interesant între un soț și o soție. Și soția vine la soțul ei și spune: auzi, bărbate, este un om sfânt, neprihănit, un om al lui Dumnezeu, el de fiecare dată se oprește pe la noi pe acasă. Dar omul acesta are nevoie de niște lucruri esențiale pentru el. Și femeia aceasta îi aduce înaintea bărbatului ei 4 lucruri de care omul acesta are nevoie pentru ca să se păstreze, să aibă o minte curată. Un om integru, sfânt, un om neprihănit al lui Dumnezeu. Și zice așa: hai să-i facem, să-i zidim o cameră. Și în camera aia să punem câteva obiecte. În primul rând, zice, în camera aia vom pune o masă și un scaun. Îi mai punem în camera asta un pat. Eu mi-am și imaginat așa cum aș organiza într-o cameră obiectele astea. Da? Îi punem și un pat, măcar că nouă bărbați nu ne iese. Ar trebui să dea un telefon la nevastă mea să spună cum să aranjăm, nu camera. O masă, un scaun, un pat. Și mai punem încă ceva, un sfeșnic, o candelă. Ce semnifică? De ce are nevoie de lucrurile astea într-o cameră făcută pentru el? Și am descoperit în spatele acestor obiecte, de fapt, niște acțiuni, niște atitudini, poate chiar decizii, pe care trebuie să le luăm dacă vrem să ne păstrăm mintea curată, mintea întreagă. Haideți să luăm pe rând. Zice așa: hai să-i facem omului lui Dumnezeu o cameră, dar să-i zidim o cameră. Ce înseamnă asta? Defineșteți un spațiu al tău. Construiește-ți un spațiu al tău. Trasează-ți intimitatea ta.
Definește-ți lucrurile care îți aparțin doar ție. Acum, pe vremea noastră nu aveam toți cameră, că așa era, eram mai mulți copii și casele mai mici. Și pe băieți ne înghesuia într-o cameră, pe fete într-altă cameră și n-am înțeles niciodată de ce noi stăteam înghesuiți și camera din față era goală. Eu tot timpul era o cameră din față unde era fric tot timpul, goală. Acolo îi punea pe musafir când venea să preopea. Acolo trebuia să faci 3 zile foc în teracotă să încălzească. O cameră. Dacă vrem să ne păstrăm mintea curată, avem nevoie să dobândim o autonomie a ființei noastre. Omul cu mintea sănătoasă, nepervertită, este omul care știe să se retragă și poate să existe fără influențele celorlalți. Poate să iasă de sub dominația sau de sub gândirea și influența altora. Orice om puternic în lumea asta, și mă refer la un om care este stăpân pe sine, este omul care reușește să se retragă și are și numai o lume a lui. Nu face tot timpul ce îi spun alții, și nu mă refer aici la copii care nu ascultă de părinți, nu despre aceasta vorbesc, ci vorbesc despre o autonomie care aduce sănătate în ființele noastre, o sănătate mentală. Cel care are autonomie l-a depășit pe cel care este doar disciplinat. Este extraordinar să fim. Eu trăim într-o lume indisciplinată. Și mă tot mir când ești atâta de disciplinați românii când pleacă în străinătate. Așa știu să respecte regulile, din toate, inclusiv cele de circulație. Cum vin înapoi, nimic nu mai de respectat. Tot orice încalcă aici. De ce? O venit într-un loc unde se poate fără disciplină. Știți cum e? Un om de succes este un om disciplinat, dar este ceva mai mult decât disciplină. Și mai mult decât disciplină este autodisciplina. Disciplina înseamnă să respect regulile pe care alții mi le pun în viața mea. Și foarte bine. Dar din disciplină, ființa mea vrea să evadeze, să iasă. Nu este confortabilă disciplina. Este însă ceva superior disciplină, și anume autodisciplina. Autodisciplina înseamnă să-mi fac eu propriile mele reguli și să le trăiesc. De fapt, regula devine modul meu de gândire. Ăla sunt eu. Sunt niște obiceiuri aproape. Este un mod de viață. Aproape instincte devin. Nu mă mai gândesc la ce am, nu mă screm să fac lucrurile acelea, ci pur și simplu le fac pentru că mi le-am impus, le-am asimilat. Sunt lucruri pe care trebuie să le facem încă de dimineață, de la prima oră, în mod repetitiv. De aceea unii se chinuie să se roage, pentru alții natural să se roage. Unii se chinuie să citească Scriptura, pentru alții natural să citească Scriptura. Unii se chinuie să nu răspundă obraznic, pentru alții natural să nu răspundă obraznic. De ce? Pentru că autodisciplina este superioară disciplinei, pentru că ne dă o stare de autonomie. Ăștia sunt oamenii cei mai puternici. Ăștia sunt oameni care își protejează mintea. Au spațiul lor, reușesc să se retragă în viața lor și gândesc pentru ei. Pot să gândească pentru ei. De aceea Domnul spune, tu când te rogi, ce să faci? Du-te în cămăruța ta. Pentru că și rugăciunea în public este extraordinară, e fain, ne place când ne rugăm toți, ne place când pornește biserica la rugăciune. Dar este un spațiu intim a rugăciunii când nu trebuie să aud ce spune celălalt, ci sunt eu și Dumnezeu. Acolo este rugăciunea de calitate, unde nu sunt influențat de alții. Această autonomie va aduce o superioritate a gândirii noastre și o protecție pentru mintea noastră, pentru că nu vom fi ușor de manipulat. Dați-mi voi să vă spun, dacă vreți, astăzi cele mai de succes
experimente care se fac, se fac în laboratoare care trebuie să determine gândirea. Nu sunt conspiraționist, stați liniștit. Chiar nu sunt. Dar uitați-vă dumneavoastră, sau gândiți-vă dumneavoastră, cât din viața noastră mai decidem noi pentru noi. Și cum au apărut specialiști care știu mai bine decât noi ce avem noi nevoie. Păi ne mai cumpărăm noi mașina care știm noi că e bună? Nici nu mai știm care e bună. Mă rog, acum niciuna nu mai e bună. Da. Ne cumpărăm noi computerul care știm noi? Ne cumpărăm noi, știu eu, frigiderul care îl știm noi? Nu, sunt alții care ne gândesc viața. Alții conturează ce-i bine pentru noi. Te duci și cumperi frigider, ca să avem frigider nou, frumos acasă, și când ajungi, vine copilul la tine și zice, na, păi ăsta nu-i bun. Nu-i bun, zice, nu curge apă din ușă, nu este televizor pe ușă. Și du-l la băstă, e frigider vechi. Dar de ce? Păi am văzut eu niște reel-uri pe Instagram. Pentru că sunt alții care gândesc. Ok? Îi cumperi iPhone 15, îi învechii, zice, și 16. Da. Și tot, de ce? Tot timpul există o presiune. Alții gândesc, alții ne impun ce avem noi nevoie. Și noi nu mai cumpărăm, așa cum am spus, ce credem, ce considerăm noi că e bun pentru noi. Știți de ce? Pentru că nu mai avem autonomie. Pentru că nu mai avem spațiul nostru unde să gândim pentru noi. Și atunci devenim vulnerabili. De ce e nevoie de camera asta? Și am să trec mai repede. Este nevoie pentru că trăim vremuri în care mintea noastră este vulnerabilă din cauza unui fenomen extrem de periculos. Și vreau să fiți puțin atenți pentru un minut. Până în urmă cu vreo 20 de ani, când copilul nostru se supăra, se ducea în cameră la el, se închidea în cameră și nu mai vrea să vorbească cu nimeni. Sau, mă rog, chiar și unul dintre parteneri mai practica varianta asta de ieșire din conflict. Izolarea. Dragii mei, trăim astăzi în case de sticlă. Trăim în case cu pereți de sticlă. Acum credem că ne izolăm și nu facem altceva decât ne expunem. Pe tijghea îi toată viața noastră. Toți văd tot, nu mai există intimitate, nu mai există doar al nostru. Și nu, să nu cumva să credeți că vorbesc doar de tineri, că am mai auzit retorica asta, deja e obositoare. Tinerii de astăzi, stați liniștiți, tot avem conturi pe rețele de socializare, în egală măsură este o vulnerabilitate a tuturor. Și numai ne trezim, așa, uite, am refuzat foarte mult timp și postări care mi-ar veni să le pun și știu că-s bune, refuz să mai pun postări și dintr-o teamă de genul ăsta. Învăț la mate, îmi fac un sandwich, mă fardez, mi-am cumpărat rochie și am spart pereții camerelor și am pus sticlă. Și toată lumea vede în cameră la noi. N-a rămas nimic intim. Și în felul acesta n-am făcut altceva decât ne-am vulnerabilizat. Și noi nu mai putem gândi cu mintea noastră. Deci, dacă vrem să ne păstrăm mintea curată, sănătoasă, o primă decizie trebuie să recâștigăm autonomia ființei noastre. Să ne construim lucruri în care este viața pe care nu avem voie să o împărtășim cu nimeni. Este numai între noi și Dumnezeu. Atât. Al doilea lucru. Zice femeia asta, în camera asta îi creăm un spațiu intim omului Dumnezeu, dar în camera asta îi punem, zice, o masă și un scaun. Ce înseamnă asta? Nu înseamnă nimic decât disciplina muncii. Nu putem să ne păstrăm mintea curată
Mintea sănătoasă dacă nu învățăm să muncim. Dacă nu redobândim disciplina aceasta a muncii. Ne uităm cu admirație la Daniel și la prietenii lui și numai nu știm de unde atâta succes în viața lor. Cum atâta loialitate față de Dumnezeu și de legii lui. Cum și-au păstrat mintea sănătoasă într-o lume beteagă, așa cum era lumea în care erau ei. Păi, reminescențele acelei gândiri le vedem încă până astăzi. Dați-mi voie să vă spun doar două, trei statistici care mie îmi plac destul de mult. Și acestea sunt până în urmă cu 7-8 ani. Nu le mai am acum. Din totalul de 260 de premii Nobel care au fost acordate, vreo 124 sunt acordate unor evrei. Interesant, nu? Interesant. În Evul Mediu, după cum arată în cele 5 volume lucrarea lui George Sarton, el spune așa, că 41% dintre savanții din Spania, înainte de expulzare, erau evrei, deși ei reprezentau doar 2,7% din populație. Haideți să mai dau încă o statistică interesantă. În 1952, din studenții de la Harvard University, 24% erau evrei, la Yale University 23%, iar la Princeton University 20%, deși evrei reprezentau 1,6% din populația Statelor Unite. Și aș putea să continui cu o asemenea statistică, pentru că au urmărit o filozofie de viață și anume, știți ce îl învață tata pe tânăr înainte să plece din casă? Tata evreu spune așa, s-ar putea să vină vremuri în care oamenii să-ți ia tot. Poți să-ți ia casă, bani, mașină, averi, bijuterii, orice. Îți vor lua tot. Este ceva ce nu o să-ți poată lua nimeni. Educația. Educația. Asta nu ți-o va putea lua nimeni. Și noi am continuat și am spune și credința. Educația și credința. Toți cercetătorii spun că oamenii, sau ca un om să fie de succes, nu-i suficient să aibă doar IQ ridicat. E bine să avem tineri cât de căpoși. Amin. Dar, din succesul unui om, IQ reprezintă doar vreo 32% din cheia succesului. Și peste 67% este disciplina. Este disciplina. Deci, ce am vrut să vă spun? Dacă vrem să ne păstrăm o minte curată, o minte sănătoasă, n-avem voie să fim leneși. N-avem voie să avem timp morți, inactivitate, ci trebuie să redobândim o disciplină a muncii. Disciplina muncii. Sigur că lucrurile s-au schimbat, tipul de muncă s-a schimbat. Vorbesc aici în Cluj, auzi, unora care lucră de acasă. Cei mai mulți din Cluj lucră de acasă, nu? Remotely, vorba ungurilor. Ce bine, numai te dai jos din pat, ești la birou, la masă și scaun, nu? Știți că este o disciplină să lucrezi eficient de acasă. E tot mai greu. Tot timpul ești ispitit. Stai să fiu până în bucătărie, stai să mai fac o cafea, să mai răspund la un telefon. Dragii mei, toate acestea ne alterează mintea. Ori o minte sănătoasă înseamnă o minte disciplinată în ceea ce privește munca. Știți unde se vede lucrul ăsta în mod spiritual? În slujire. Un om care e disciplinat la serviciu, e disciplinat și în slujire. Este de folos trupului lui Hristos. Este de folos oamenilor. Este iubit de Dumnezeu. Deci, dacă vrem să ne păstrăm mintea sănătoasă, avem nevoie de un spațiu al nostru, de lucruri pe care nu trebuie să le împărtășim cu nimeni și să nu ne lăsăm influențați de alții în multe feluri. Să avem autonomie în gândire. Apoi, avem nevoie de o disciplină a muncii, o masă și un scaun unde să reușim. Știți care e marea problemă de astăzi? Concentrare.
Concentrare. Se spune că, și nu vreau să vă fiți ofensați ăștia care sunteți mai tineri acum și care sunteți prin biserică, dar este un fenomen foarte interesant. Specialiștii vorbesc de prima generație din istoria umanității. Prima generație mai puțin educată decât generația părinților lor. Știți cât se cheltuie în România pe cărți? Pe an? Medie pe cap de locuitor? 17 lei. Adică nici o cafea la Starbucks nu ți-ai. $5, nu? Oare de ce? În urmă cu 20 de ani, capacitatea de concentrare, de focalizare a unui om, a unui adult, era undeva 15-17 minute. Adică, dacă mă apucam eu să predic, 15-17 minute nu trebuia să fiu foarte stresat, că știam că mă ascultați oricum. Acum, capacitatea de concentrare a adulților este între 3 și 4 minute. Cu alte cuvinte, acum dacă tot vorbesc de exercițiu predicării, cam la 3-4 minute trebuie să inventăm ceva să vă recaptăm atenția. De-aia mai gesticulăm mai mult decât înainte, ridicăm vocea altfel, mai ieșind din subiect, pentru că trebuie să recâștigăm atenția. Ori dacă la adulți este de 3-4 minute, la copii de cât este? Înțelegeți de ce nu se mai poate citi? Un sfert de pagină, să ia telefonul, iară bipuie, iară o poză pe Snapchat, iară îmi iau un pahar de apă. Mie mi-e foarte milă de profesorii din preuniversitar. Pentru că se dă o bătălie pentru minte. Și acum o să închei cu ultimele două elemente din camera aceasta, care ne vorbește despre niște discipline care ne vor păstra mintea curată. Femeia aceasta i-a spus bărbatul ei, și în camera asta, pe lângă masă și scaun, că omul ăsta muncește, are nevoie de un pat. Pentru că un om cu minte sănătoasă este un om odihnit. Acum să nu credeți că voi vorbi despre cum să adormim, tehnici de adormire, oi numărat sau nu știu, cel mai eficient e să încep să citești în Biblie. Dar nu despre asta voi vorbi, nu despre odihna asta voi vorbi. Dragii mei, odihna nu este starea mea după 8 ore de somn. Odihna este o stare a ființei. Odihna este o stare a minții și a inimii. Odihna este o liniște, o pace pe care efectiv o trăiesc sau nu o trăiesc. Tot vorbim despre prezența Duhului lui Dumnezeu în ființa noastră. Păi locuirea de către Duhul lui Dumnezeu a ființei noastre înseamnă o împăcare cu Dumnezeu, o împăcare cu mine și o împăcare cu semenii. Odihna înseamnă relații corecte, atitudine corectă, pace. Ce vine odată cu mine în comunitatea în care intru? Ce intră odată cu mine când intru în casă la mine? Ce se întâmplă cu cei din jurul meu în prezența mea? Că asta pur și simplu curge. Noi nu putem să mințim dacă suntem sau nu odihniți. Adică dacă avem sau nu această odihnă. Odihna este o stare pe care prezența lui Dumnezeu și pe care mintea hrănită cu cuvântul lui Dumnezeu o aduce peste noi. Se vede în relații, se adună oamenii în jurul tău, să imediat dispar. Când intri în casă, așa cum a spus, ce se întâmplă? Vin repede toți acolo în jurul tău, dintr-o dată-i party că a ajuns tate acasă, sau dintr-o dată toți sunt harnici, toți au teme, nevasta are de spălat haine și rămâi singur. Ce se întâmplă? Adică tu aduci ceva, te aduci pe tine. Un om care a primit odihna iertării, împăcării cu Dumnezeu, o manifestă, se simte, se vede, nu trebuie explicată.
Dacă vrem să ne păstrăm mintea curată, trebuie să avem această stare de odihnă. Psalmul 16, eu binecuvintez pe Domnul care mă sfătuiește, căci până și noaptea îmi dă îndemnuri în inimă. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin, de aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. O stare de echilibru în ființa noastră. Boli de stres, toată stresul, rădăcina tuturor bolilor. De unde a ta stres? Nu avem nevoie de circumstanțe care să ne streseze. Am devenit noi niște stresați. M-a zis cineva, te-ai născut obosit. Pentru că lăsăm îngrijorarea să ne domine. Și ultimul lucru, dacă vrem să avem și să ne păzim mintea, să avem o minte sănătoasă, pe lângă spațiu intim, lucrurile care țin numai de noi, spațiul unde suntem doar noi și Dumnezeu, autonomia ființei și capacitatea de a decide pentru noi, pe lângă decizia și disciplina muncii eficiente, pe lângă o stare de odihnă, spune femeia asta bărbatul ei, mai pune încă ceva. Pune și un sfeșnic. Pune o candelă. Pentru că are nevoie de discernământ. Are nevoie de discernământ. Să vadă clar lucrurile. Păi nu vă supărați. Astăzi în lume e o ceață de nedescris. Nu mai vedem intersecțiile încotro duce lumea asta. Mai mult, e o lume zgomotoasă. Nu distingem adevărul de fals, binele de rău. Totul e gri. Nimic alb și negru. Ori în lumea asta, fără direcție, cum vom distinge ce-i bine și ce-i rău când ni se spune tot timpul că-i bine și așa, că-i bine și așa? Că adevărul tău nu poate să fie contestat de nimeni. Ne vin copiii la școală infectați de gândirea asta relativistă. E la rang de cinste. Suntem medievali, înapoiați, că știm ce-i bine și ce-i rău. Nu vi se pare că e ciudat că trăim într-o lume în care poți să fii etic și imoral în același timp? Până acum etica și moralitatea erau împreună. Se suprapuneau. Etica înseamnă codul, da? Normele ca să putem conviețui, pe care le acceptăm toți. Dom'le, dacă scrie 50 la oră pe drum, mergem cu 50 la oră. Dacă scrie să nu intri cu bicicleta în vechi, nu intri. E un set de reguli să putem supraviețui. Dar până acum, normele etice se suprapuneau cu normele morale. Morala este emanația caracterului absolut al lui Dumnezeu în lumea noastră. Ele nu se schimbă, sunt absolute. Nu-s determinate, nu-s alese de noi. Este caracterul lui Dumnezeu manifestându-se, asta e moralitatea. Dar până acum, normele etice, adică conduita, era identică cu moralitatea. Acum poți să fii etic imoral. Hai să vă dau poate cel mai la modă exemplu. Se tot legiferează tot felul de căsătorii, că nu mai știi nimeni ce înseamnă căsătorie în ziua de astăzi. Și poți să te căsătorești cum vrei și cu cine vrei, anormal, da? Ui, etic. Dacă e legal, ui, etic. Dar vă întreb eu, e moral? E moral? Și înțelegeți câtă presiune se pune asupra minților oamenilor? Și avem nevoie de discernământ. Și să putem să stăm drept în picioare pentru ce e corect înaintea lui Dumnezeu. Pentru ce e bun, pentru ce e moral. Avem nevoie de candelă. Vin tineri și ne întreabă, frate, zice, de ce în altă parte e permis și la noi nu? De ce alții își permit și noi nu? De ce la alții voi și la noi nu? Și se creează confuzie. Și pentru toate astea este nevoie de discernământ. Cum vom avea o capacitate de alegere corectă, sănătoasă?
Suntem puși în fața deciziilor tot timpul. În fiecare zi decidem. Și pentru fiecare decizie avem nevoie de discernământ. Numai că luăm decizii mici pentru care avem efecte de o zi, două. Luăm decizii mai mari care au consecințe întreaga viață. De exemplu, ce profesie, unde să locuiesc, cu cine mă căsătoresc. Decizii mai mari. Da? Decizii mărunte, decizii mai mari. Dar, trebuie să avem discernământul unei alegeri de care nu depinde o zi, nici restul vieții, ci veșnicia. Avem nevoie de lumină, de candela lui Dumnezeu și iată de unde o avem aceasta. În Psalmul 119, versetul 104, prin poruncile tale mă fac mai priceput, de aceea urăsc orice cale a minciunii. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Și Psalmul 119:9, cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Înțelegeți de ce am spus că avem o problemă serioasă, că nu se mai citește? Trăim într-o lume a imaginii, în detrimentul cuvântului. Lăsăm cuvântul și adoptăm imagine. Este o luptă între cuvânt și imagine, dar Dumnezeu a ales să ni se descopere prin cuvânt. De aceea, dacă vrem să avem viitor, înapoi la cuvânt. Înapoi la cuvânt. Se dă o bătălie pentru minte, pe viață și pe moarte. Sunt generații pentru care așa ziși progresiști și-au propus să le schimbe modul de gândire. Experimente în laborator despre cum se poate schimba algoritmul, mecanismul de gândire pentru o lume fără Dumnezeu. Într-o lume fără Dumnezeu, gândirea lăsată de Dumnezeu nu se potrivește și ea trebuie abandonată. Cum ne vom păstra mintea curată într-o lume care pe zi ce trece devine tot mai insuportabilă? Cuvântul lui Dumnezeu ne-a spus că mintea a fost pervertită prin cădere, dar prin pocăință se înnoiește și trebuie să redobândim gândirea care era în Hristos Iisus. Și pentru aceasta am adus înaintea dumneavoastră patru lucruri pentru a avea o minte sănătoasă. O cameră, un spațiu numai al nostru. Să avem tăria să ne retragem de zgomotul, de influența altora, de presiunea, de manipularea lumii și să gândim pentru noi. Să ne retragem să fim noi și Dumnezeu, să ne creăm spațiul intimității noastre. Apoi, avem nevoie de o disciplină a muncii care ne va ține mintea sănătoasă. Avem nevoie de odihnă. Te uiți la... Și nu vreau să fiu agresiv, dar zilele trecute am trecut așa pe la ora la care mergeau copiii la școală. Iertați-mi, vă rog frumos, expresia deloc academică. Dar când am văzut niște prunci își trăgeau ghiozdanele după ei, își trau nădragii după ei înspre școală, măturau frunzele pe drum cu ghiozdanele, am stat să mă gândesc la ce oră a fost ultimul reel la care s-a uitat. Că toți au zis numai 5 minute, încă 5 minute când s-au pus în pat și a prins ora 5 dimineața. Poate credem că e de joacă cu ce vă spun acum. Și vă spun, va fi o problemă enorm de gravă. Numai cei care lucrează pe la psihiatrie știu ce spun. Vreți să vă dau o statistică? Pentru 16 ani am trăit în Canada. Peste 25% din adolescenții și tinerii din Canada au devenit dependenți de pastile pentru minte. Un sfert din populația tânără. Cu probleme
la minte. Și noi credem că e de joacă? Deloc. Deloc, dragii mei. E de întors la simplitatea vieții, la valorile fundamentale pe care Dumnezeu prin creație le-a așezat în noi, de autonomia ființei, de disciplina muncii, de odihnă și de discernământ. Așa îmi vine să facem o rugăciune acum și să cerem sângele lui Iisus Hristos peste mințile noastre. Și să mai facem încă o rugăciune. Sunt convins că aici în biserică, în seara aceasta, sunt oameni a căror minte a fost atinsă, pervertită, murdărită. Și așa cum v-am spus, o imagine, o informație murdară, greu mai poate să fie scoasă de acolo. Va influența ființa umană, o va ține sub un spectru al vinovăției și a vulnerabilității. Ascultați-mă, numai sângele lui Iisus Hristos poate să vindece o minte pervertită. Numai harul lui Dumnezeu. De aceea să rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să coboare peste mințile noastre. Și dacă este o bătălie în mintea cuiva în seara aceasta, sau a venit cu bătălii pierdute, este aici un Dumnezeu mare, care vindecă, care ridică, care înnoiește.